Am găsit aici o păiniță de popienci și am lăsat fliculeț. Taman nu-s așa de mari. Tamană super, numai bune. Numai bune. Uitați aici cum sunt crescute. Da, este din mijlocul pădurii, cel mai bun, eu cred. Da. Sunt tare multe și în tăituri, unde s-o tăiet copaci. Unde s-o tăiet pădurea, acolo cresc multe. Da. Mie nu-mi trebuie chiar așa de multe. Numai pentru o mâncare proaspete. Uitați-vă și-s frumoasă. Orice când pregătești și proaspăt, e cel mai bun. Eu le culeg și le pun așa grămadă. Aici și pe asta. Să vedem câte să culeg eu dintr-o păiniță. Da. Anul ăsta tare multe. Uitați-vă câte sunt. Da, nu știu dacă se vede pe video. Cred că nu se vede. Da, sunt multe. Sunt multe și tamanăs de o mărime normală. Nu trebuie să fie tare mari. Dacă ar crește așa și hribi, ar fi tare super. Da, hribi cresc mai puțini, dar oricum cresc tot așa în familie sau cum spun eu. Tot grămăjoară, adică dacă găsești unul din apropiere, numai decât găsești măcar unul. Uitați-vă, este un țânțar, nu se focusează, e un țânțar. Ideamul. Sunt țarii ăștia. Sunt cam adormit. Uitați-vă, asta și e frumoasă. Sunt țarii, sunt cam adormit. De-am afară e cam frig și nu mai pot izbura. Mă înțepi așa cum vara. Vara când vii după hribi, s-o grămadă țânțari și numai asta
Numai asta te oprește de de a culege hribi. Aici este așa o grămăjoară. Sunt multe. Sunt tare multe. Da. Nici nu știu cum am să... Cum am să le iau eu și am să le duc. Am rucsacul cu mine. Și mai am și... Mai am și un culioc. Da? Mă gândesc să nu le... Să nu le fărâm acasă. Adică până acasă nu le fărâm, pentru că eu sunt cu motocicleta și... Și cu motocicleta asta... Cu motocicleta asta cam... Nu poți să mergi încet. Te atrage să-i dai gazul și să-i dai. Nu. Pentru asta și-i făcută că e sportivă. De asta și... Și așa-i făcută. E că este... Este... Cel mai bun. Am în liber așa... Așa cum să este azi. Scutul China grosuță sau să le spun că cărnoasă, nici nu știu cum să spun corect, da, este azi cel mai bun. Eu mă gândesc că a să mai fie încă săptămâna asta, cred că, sau chiar poate și a ceilaltă, încă a să mai fie popienci. Cine nu și-o strâns, poate să vii să strângă și săptămâna asta, când sunt o grămadă, sunt multe, sunt tare, tare multe. Și poți să-ți pui, să faci conservii pe iarnă. Este le-a scăpat. N-aș vrea să le iau pe astea mari. Am să iau care sunt mai... Care sunt așa mai tinerele. Cele care sunt mari, mari. Nu le mai iau. Uitați-vă cât i-am strâns din timp de 10 minute, nu mai mult. Timp de 10 minute i-am strâns, uitați-vă cât i. Pun așa mâna ca să înțelegeți cam cât i-s. Adică din poinița asta, aici cred că nu sunt mai mult. Mai mult de 3 metri pătrați. Aici am văzut amu, numai și le-am observat. Și pe astea. De
Găsește așa o poieniță și taman îți ajunge de o mâncare. Nu trebuie mai multe. Sunt niște șpierși buni, proaspete. Și sunt și gustoase. Puțin zăduna. De-am e ora 4 și 10 minute, afară de-am înțărează. Uitați-vă câte șpierci am strâns eu, timp de 10 minute. Sunt multe, taman pentru o mâncare, ajung. Cui i-a plăcut video, puneți un like, pa, pa!